Salutare fraților, numele meu este Damian și înainte de a începe vlogul v-aș ruga foarte mult să apăsați butonul de like, să strângem și noi 50 de like-uri, că n-am mai strâns de mult. Și în acest vlog vreau să vă arăt două poze cu mine de când eram mic în clasa a 5-a și una anul trecut și patru desene făcute de mine. Sper să vă placă, fraților, deci hai să-i dăm drumul. Ok, fraților, asta este prima poză. Nu e așa, e anul trecut cum ar veni, în vara lui 2016, la Sibiu, la munte. Fraților, uitați-vă cum v-a prins, îmi pare rău când se vede grafic așa nașpa, dar nu știu, așa face telefonul meu uneori, fițe. Și ăsta sunt eu, uitați-vă cum v-a prins, na, mie se pare distractiv, amuzant, dacă vouă vă v-a plăcut bine, dacă nu, iar vine. Și haideți să vă arăt o poză când eram eu în clasa 5-a. Ok, fraților, asta eram eu în clasa 5-a, ghiciți cine sunt, vă dau 5 secunde începând de acum. Ok. Dacă nu v-ați dat seama până acum, vă spun eu. Sunt ăla cu microfonul în mână și cu Adidas și aia bătoși frumos așa, ochelari și țin mâna pe microfon pentru că, fraților, era o și asta cum îi spune, asta, uite că îmi stă pe limbă și eu trebuia să-mi zic și o poezia mea și aveam emoții de moarte. Și așa sunt toți colegii mei, aproape toți colegii mei care aveau poezii așa de spus și eu eram așa cu microfonul și trebuia să cânt și vai de capul meu cum am eu ureche muzicală, vă dați seama și haideți să vă arăt și minunatele desene. Hai să-i dăm drumul. Ok, fraților, aici o să fie cu top. Pe ultimul loc este această poză, acest desen. Sper să vă pălă că m-am chinuit mult la el, dar mai tine zici că asta zici că e nas de porc. Ochelarii aia zici că sunt ochelari tăia de șmecheroși așa de mai șmecheri. Și asta vrea să se semne un pom, balta, apa, pe aici și așa. Și asta sunt eu, vă dau seama. Personajul principal. Deci asta se află pe locul 4. Pe locul 3 e această poză, frate. Această poză. Aia dacă ea sunt ochelari, părul ăla, nu știu ce stă în cap. Ochii aia cum stau acolo cu nasul ăla, cu buzele alea, cu firele alea de barbă sau ce-or fi ele. Dar oricum, poza mie îmi place. Dar dacă eu am făcut-o, vă dați seama că îmi place, na. Și dacă vă place și vă apăsați butonul de like și haideți să vă arăt pe locul 2 care este. Ok, fraților, asta este pe locul 2. Mie mi s-a părut foarte tare, fraților, deci m-a chinuit, mai ales la păr pe aici. Uitați cât de șmechid este făcut. Bine, am exagerat cu barba, că n-am eu chiar așa barbă și cu ochelari și cu ochii și cu sprâncenele. Dar rest a ieșit foarte frumos. Ia uitați, dacă stau așa, chiar zici că eu sunt. Ia uitați aici și stând așa frumos, dar nu știu cum să-mi iasă așa frumos. Da, în fine. Așa, și pe locul întâi, wow, cred că n-am arătat-o. Pe locul întâi se află asta, poza asta, cu anonimul. Și na, asta mi se pare că e și cea mai bună, adică dintre toate pozele care le-am pus acum aici, asta e și cea mai bună, uitați. Mi se pare că ea e și cea mai bună. Lăsați-mi în comentariu ce poză v-a plăcut mai mult. Anonimul, ăsta, scrieți în comentariu, da, așa, number one sau number, în fine. Scrieți la pescuit, anonimul, selfie sau gamer. Să spuneți care dintre voi v-a plăcut cel mai mult. Și fraților, cam atât și cu acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați un like și noi ne vedem în următorul episod. La revedere! Fuck it, I might have to come clean now. Better tell my team that I'm ducking out the scene now. That don't mean I'm leaving you forever, but I'm leaving for the better. I'm moving on to better things now. Did anybody out there?